Toată lumea citește IT. Salut. Nu toată lumea. Cei care sunt în domeniul citesc, IT-ul a crescut foarte mult, în special pe blogurile de nișă. Și dar am avea acest secret foarte frumos, pe lângă cel că este un om născut național și câte foarte bine acolo regea microfon. Nu l-am văzut, dar vă spun că este național. Când merge la o conferință de presă, reușește să pună online știrea acolo pe loc. Cum faci, Dan? Asta e un secret care ne-a strigit. Eu sunt un speaker și mă scuzați că o să am emoții și o să-mi trebuie pe voce așa și eu sunt rockstar doar la SNS Camp și în fața tastaturii, adică scriu. Secretul e să, cum spune așa, de la să ciurnezi visul și să faci ceea ce îți face ție, să ciurnezi, de fapt, pasiunea, să zic. E ca un hobby, ca orice hobby. Prezentarea e un pic așa, laudativă, dar am pus chestii astea doar ca să știe și cei care nu o cunosc despre ce e vorba și cred că fiecare elementele astea au contribuit într-un fel la povestea, să zicem, de succes, că sună un pic așa, de succes. Întrebarea zilei a fost asta, de ce vlog de nișă, de ce vlog generalist? Păi, sunt două probleme. E foarte simplu să ai un blog generalist, să scriem fiecare simfonie. Dimineață până mă pot să pun cafea. Bună dimineața tuturor, vă simțiți bine, dar n-au comentarii, 1000 de like-uri și așa mai departe. Dar care e valoarea din spate? Problema asta o au mulți și cei care au pagini de Facebook și cei care au bloguri cu trafic. Și, într-adevăr, poți să vinzi cafea. Foarte bine. Nu știu dacă e o nișă. Asta. Încă o dovadă că nișa reprezintă un succes. Diferența o văd așa în istoria presei, să zic, au aproape trei ziarele astea care se publicau orice, de la anunțuri până la analize și comentarii personale. Apoi s-au rafinat. Rafinarea e un pas următor necesar și binevenit. Și au apărut revistele astea luxoase, revistele care sunt și acum cumpărate, în ciuda faptului că toată piața mediei fost vedere. Și revistele s-au specializat, pentru că e mult mai ușor să ții o revistă despre mașini și să citești acolo despre toate modelele de mașini noi sau vechi sau care îți plac, decât să iei un ziar și să încerci printre 1000 de știri să cauți ce te interesează pe tine. E practic imposibil. Iar mutarea asta spre digital va face oarecum la fel și cu blogurile. E mișto să citești nici bloguri generaliste, afli acolo cam tot ce se întâmplă, dar treci rapid astea și te duci la ce-ți place. Una le place decorațiune, una le place muzică, una le place tehnologia. Eu am avut norocul ăsta, să zic, de a fi foarte apropiat cu tehnologia înainte de 89. Am pus o listă mică de, dacă e de chestii de bun simț care pot face un loc de nișă să aibă succes. În primul rând, specializarea pe domeniu îți asigură mai multă încredere decât cineva care se pronunță despre absolut orice, vorba, muzică, semințe, politică și așa mai departe. În primul rând, oamenii care urmăresc un bloc de nișă, urmăresc pentru că știu că omul ăla se pricepe la ceea ce spune și spune lucrurile lor bune, că n-are niciun interes să-și mintă tot mai mult. Și pentru ca să fii pe nișa ta un lider sau un om bine pregătit pe postul, documentarea este esențială. Munca continuă care înseamnă ore și ore petrecute și în documentarea și în testarea produselor și în interviuri cu oameni specializați și așa mai departe și o doză bună de autocritică. Să fii sincer cu tine, tu ți-ai urmărit blogul, scrii ceva interesant, ok. Scrii banalități și nu te citești nici tu, bine, ok. Și nici asta nu fac lista diferențiatori față de orice experiență, competență, da, am zis o seriozitate, deci seriozitatea nu prea e răspândită. Și am detaliat un pic, pasiunea. În primul rând, eu am avut întâmplarea făcut să văd un joc video la, aveam 9 ani sau 10 ani, era un televizor alb negru cu tub și cu două palete din acelea care se mișcau și cu minge și cu care timpul.
Și am rămas atât de fascinat de chestia aia, încât că m-am înscris la cursul de informatică. Pe vremea aia ce se făcea basic-ul și erau HC85 și chip-urile alea, toate alea le-am prins, le-am prelit. Deci lucrurile pe jocurile erau, nu are o pasiune. Dar am devenit interesat de tot ce s-a întâmplat în lumea asta calculatoarelor. Și deseori am spus înainte de... De exemplu, am scris de tablete în 2001. Când a fost prezentat de Bill Gates, a prezentat la unul din CES-uri, calculatorul și-a arătat astea. Doamne Dumnezeu, de ce se întâmplă? Aveam chiar tactil și era același lucru. Mai trebuie. N-am avut niciun succes. Pe mine m-a impresionat. Mi s-a părut un device. Când a lucrat un gadget care ne-a prezentat. Și am fost mai multe exemple la lungul timpului. Ca și cu autentificarea biometrică. Am avut în 2004 la ZFE un articol pe tema autentificării, că vor fi multe chestii. De exemplu, legitimația de serviciu va fi scanată pe o chestie și vei intra, fără să mai stai de vorbă cu portalul. Au mers de mine și am stat, uite, ce nebun. Și chestiile astea acum și în telefon au ajuns, deci, pentru că e atât de simplu. Vorbeam de documentare. E cel mai simplu acum să te documentezi, la un miliard de surse pe care poți să afli fiecare detaliu despre toate chestiile care te pasionează, că sunt mașini, că e muzică, că e tehnologie. Ai atâta formate la dispoziție în care poți să fii number one, dacă chiar te pasionează lucrul ăla. Am vorbit despre muncă deja. Mă cheamă unul, dar tot cum lucrez de acasă. E bine, lucrez, pentru că nu... Când mă aștept la calculator, sunt în lumea aia, nu mai sunt eu tatăl și eu omul care vrea să te relaxeze. Lucrez 12 ore, lucrez 14 ore, depinde ce se întâmplă. Iar când mă deconectez, sunt acasă și sunt mai mei. Și asta este iarăși o mare realizare, să poți să fii cu familia când vrei și când vrei. Iar partea de provoking, că toată lumea acuză, luați bani, luați bani. Frate, asta este meseria mea. Din ce să trăiesc? Din salariul care nu s-a mai dat la ziare, că le dau după nu știu câte luni și dacă le dau. Blogging-ul profesional este o activitate la fel de media, cum este jurnalistic, cum este un post de radio, cum este un TV, e același lucru. Și asta vreau să spun oricare dintre cei care sunt pro. Este pasul următor într-un hobby este să scoți bani din el, oricine știe asta. Dacă ești pasionat de machetuțe, faci o colecție de 5.000 de machetuțe pe care o vinzi cu 5.000 de euro. Deci am de fapt. Sau faci un muzeu și inviți oamenii să le vizite. E o fază normală în evoluția mediei digitale. Există inevitabil o evaluare pe care multe agenții și companii nu o fac. Legat de trafic, legat de feedback, legat de dialogul cu cititorii și, cum spuneam, pentru mine foarte importantă e autoevaluarea asta pe care unii nu și-o fac și ar fi câștigat dacă și-ar face-o. Și problema de competiție, în nicio nișă nu există un singur om consacrat sau un singur lider. O competiție și mai ales acum este globală, pentru că publicul nostru citește și în Gadget, și Gizmodo, și blogurile în engleză, citește și în franceză și în spaniolă, că suntem așa o națiune multiculturală. Și competiția este din ce în ce mai mare, dar faptul că mii de oameni revin să citească blogul, pentru mine e cea mai bună confirmare că lucruri și scurile. Iar asta vine din încredere. Oamenii au încredere când citesc o dată, nu zic că scriu eu bine. Scriu documentat și îmi spun o părere ceea ce scriu. Pentru că, cum spuneam, am o experiență pe care am câștigat-o în timp și nu știu. Deși eu și-o pierdut. Sunt oameni care au făcut o greșeală și au pierdut. Și aici e schema pe care trebuie să-l explic așa un pic cum se fac banii din blogurile de nișă, pentru că toată lumea avea audiențe de sute de mii de unici, zeci de milioane de afișări și așa mai departe. Conținutul nișat îți livrează acest mecanism extrem de simplu, prin care tu fiind specializat, creezi un conținut dedicat, pe orice nișă fiind contează,
Iar publicul vine acolo pentru acest conținut. Romanii vor să-și confirme acolo, ei deja sunt convinși să cumpere, dar vor să-și confirme părerea că au făcut alegerea bună. Asta încerc să fac cu articolele, să ajut decizia cititorului dacă cumpăra un produs sau nu. Și e foarte simplu. Și această încredere și specializare generează vânzări. Și e simplu de făcut, fără orice campanie, doar cu marketing afiliat. Cu profit share, cu două parale, cu orice mecanism de... Pentru că publicul are încredere în acest lucru, când ești așa. Și rezultatele se văd. Cu vânzări, cu preluări, e cea... Vreau să mă refer un pic la publicațiile online. Publicațiile, în mult timp, au preluat informații de pe bloguri, citându-le sau nu, aici am discuție, dar când vezi că articolele tale ajung în capital, ajung în presa mai mare, să zic, inclusiv în Libertatea, în Cucuz, în diverse subiecte astea, înseamnă că ești bun în niște ta. Deci până și ei care sunt angajați la stop sau așa, recunosc că informațiile tale sunt mai bune. După aceste perioade am ajuns și la TV, am ajuns la ProTV, am ajuns la TVR, unde nu aș fi gândit niciodată, la Radio România Actualități, la chestiile astea care nu știu. Și invitațiile astea. Pentru că vorbesc despre ceea ce știu și vorbesc din experiență. Nu despre ceva. Cam asta a fost. Vreau să mai dau un lucru că, apropo de citatele astea motivaționale de pe Facebook, mulțumesc celor care nu m-au ajutat, pentru că m-au învățat să mă descurc singur. Mă rog, dacă aveți întrebat pe Dan? Ce telefon aveai din 97? Aveam o Motorola de la... Motorola! Și să știi că l-am scăpat toată mare și după ce l-am spus funcționa. Ia, telefonul ăla. Mulțumim frumos, Dan.